Bună! Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Știu că am aici în comunitate și persoane care iubesc cărțile, care iubesc să citească. Așa că astăzi vin cu un clip despre cărți. Sper să-ți placă și să te inspire. Am ales să vorbesc puțin despre cărțile preferate citite în anul 2022. Mai am câteva astfel de episoade pe canal, o să las link-urile în primul comentariu. Nu am un număr foarte mare de cărți citite. Am terminat 12 cărți, plus 4 sau 5 începute, pe care le voi finaliza anul acesta. Sunt genul care citește mai multe cărți în același timp. Nu pot să încep o carte și să o citesc numai pe aceea până când o termin. Am ales aici 5 cărți din cele 12, 5 cărți care mi-au plăcut cel mai mult. Le iau în ordine aleatorie. Prima dintre ele se numește Îmblânzirea anxietății. Cum să oprim spirala îngrijorării și a fricii ca să ne vindecăm mintea. Mi se pare o carte foarte utilă și foarte bine scrisă. Când vorbim despre anxietate, ne referim la o stare care poate merge de la o ușoară neliniște până la înfricoșătoare atacuri de panică. Tot de la ea ni se trag și comportamentele asociate diferitelor dependențe și obiceiuri nocive, de pildă mâncatul pe fond de stres, procrastinarea, derularea fără încetare a știrilor de pe internet și verificarea rețelelor de socializare, prin care încercăm să facem față problemelor cotidiene. Această stare își are originea într-o parte a creierului care ea nu este specifică gândirea rațională. Așadar, rămânem blocați în niște tipare din care nu putem ieși cu ajutorul gândirii sau al voinței. A doua carte care mi-a plăcut foarte mult este una de educație financiară. Este o carte pe care mi-a plăcut să o citesc mult mai devreme, din liceu chiar. Se numește Dragă, unde-ți banii? Și este scrisă de un român, de Adriana Soltanie. Dragă, unde-s banii? Este una dintre cele mai des repetate expresii în cuplu. Ai rostit-o și tu sau ți-a fost adresată pe un ton ușor acuzator. Există și mulți oameni singuri care spre sfârșitul lunii își pun această întrebare privind în cont sau în portofel. De fapt, aproximativ 76% dintre români nu rămân cu bani de la un salariu la celălalt, indiferent cât câștigă. Cartea Dragă, unde-s banii? Te invită într-o călătorie spre echilibru și prosperitate. Vei descoperi un sistem de organizare cu 7 pași clari care îți oferă soluții concrete pentru o relație corectă cu banii tăi. A treia carte este una foarte emoționantă, este o carte tristă, este o carte care nu are cum să nu te impacteze. Se numește Printre tonuri cenușii. Lituania, iunie 1941. Lina, o adolescentă de 15 ani, fiică de rector universitar, se pregătește să urmeze din toamnă cursurile școlii de arte din Vilnius și așteaptă cu nerăbdare vacanță de vară de dinainte. Dar într-o noapte, bubuituri amenințătoare se aud la ușă, iar din acel moment viața ei și a familiei ei se schimbă pentru totdeauna. Poliția secretă sovietică, NKVD-ul, îi arestează pe Lina, pe mama ei și pe frățiorul ei mai mic. Cei trei sunt evacuați din căminul lor și tărâți în vagoane de transportat vite, descoperind curând că destinația lor era Siberia. Despărțită de tată, Lina încearcă să strecoare indicii în destinele ei, pe care reușește să le expedieze în secret, sperând să ajungă în lagărul unde este el încarcerat. În această sfâșietoare și tragică poveste, Lina se luptă cu disperare pentru viața ei și a celor apropiați, cu singura armă de care dispune, iubirea. Dar oare iubirea este de ajuns ca să o țină în viață? Următoarea carte este scrisă de Paulo Coelho. Vreau să spun că eu nu am fost o fană a acestui autor de la început, dar am primit multe cărți scrise de el și pe măsură ce am citit, am găsit unele lecturi care chiar mi-au plăcut mult, așa cum este și cea de astăzi, Spioana. O dansatoare care a șocat și a fermecat publicul. O curtezană care a sfidat rigorile vremii. O spioană, poate cea mai faimoasă, care i-a subjugat pe puternicii zilei. Înalta societate a adulat-o și a detestat-o. Ziarele au elogiat-o și au condamnat-o. Sub numele de Mata Hari a devenit un mit, iar arma ei a fost seducția. A cincea carte este așa mai pe domeniul meu, aș zice. Este o carte despre gătit. Madame Mallory și micul bucătar indian. Este un roman captivant. Poate că ai văzut filmul Război în bucătărie. Madame Mallory și micul bucătar indian e povestea savuroasă a lui Hasan Aji, care pleacă împreună cu familia sa din India
într-o călătorie în jurul lumii, visând la locul ideal unde să-și deschidă un restaurant. O poveste despre puterea destinului, despre pasiune și talent, alertă, amuzantă și sensibilă, plină de culoare și mirezmele bucătăriei indiene și de rafinamentul gastronomiei franțuzești. Acestea au fost cele 5 cărți favorite citite în 2022. Acum e rândul tău, te aștept în comentarii, să-mi spui ce carte te-a făcut cel mai mult din ce ai citit anul trecut. Pe data viitoare! Pa, pa! Thank you.